Bem, 1, 2. E ok. Ok, facem probă în continuare. Steaua CSM, Exim Bank, BC Timișoara. Steaua CSM, Exim Bank, BC Timișoara. Steaua CSM, Exim Bank, BC Timișoara. Steaua CSM, Steaua CSM 11 în direct pe canalul Senzație 20-20-20. E ok la mine? O presiune fantastică pusă de publicul stelist în această seară. Jucăm cu BNR. Ne mulțumim celor de la ISU pentru întreaga lor muncă. Etapa cu numărul 11 în Liga Națională de Basket Masculin, sala Mihai Viteazu, pentru prima oară în acest sezon goală, din păcate, fără a primi acordul ISU pentru a găzdui spectatori. Meciul dintre Steaua CSM Exim Bank și BC Timișoara se joacă fără public, o partidă care spuneam contează pentru etapa cu numărul 11, în care Steaua încearcă să obțină cel de-al 7-lea succes în Liga Națională. L-am pe Ionuț Georgescu, managerul general al clubului Steaua. Eu sunt Cosmin Petrescu și în primul rând să discutăm despre meci. Steaua versus BC Timișoara. Timișoara, o echipă care vine cu o singură înfrângere. La prima vedere pare a fi un meci facil, dar dacă ne uităm peste rezultate, Timișoara și să vin până în momentul de față, cât de greu e să ții jucătorii motivați pentru un astfel de meci? Bună seara, în primul rând, și pentru un astfel de meci și pentru un astfel de context, pentru că aș dori să încep prin a ne cere scuze fanilor noștri din partea clubului Steaua CSM Exim Bank. Ne pare rău că nu sunt alături de noi la meciul cu Oradea. Am întâmpinat probleme, nu ne-ai primit pe toți în sală, au rămas oamenii pe afară și nu au putut să se bucure de acel spectacol basketbalistic. De această dată, mulți au fost cei care ne-au sunat că vor să vină să vadă partida cu Timișoara, dar faptul împlinit într-o imposibilitate de a îi bucura pe suporterii noștri cu un nou joc de basket aici în sala Mihai Viteazu. Legat de Timișoara, este o echipă care a angrenat în cupele europene cu un lot foarte valoros și cu un plan către fazele avansate ale play-off-ului, spre o viitoare finală eventual. Acum, din păcate, pentru bănățeni, dar mai mult
pe regim open contract și care la un moment dat pot pleca de la BC. Sincer, îmi pare rău de situația prin care trece acest club, un club de tradiție în basketul românesc care a jucat multe finale și a cucerit trofee. Sper totuși că această pasă nefericită va trece și vreau să-i felicit pe cei care au rămas alături de culorile alb-violet pentru motivul că nu au cedat presiunii extraordinare, pentru că ultimele noastre rezultate nu au fost pe măsură adresăm ca și spirit, ca și nivel basketbalistic prestat. Cred că acest meci, știind că îi urmăresc Porșini cu Giulgenski alături de el, împreună cu Milenkovic și ceilalți doi jucători pentru BC Timișoara cu numărul 18, Gialli Borgiapa, și vom încerca să-l reperăm imediat și pe cel de-al cincilea. Cred că este vorba de Ivan Jelenici. A început așadar partida cu Giulgenski, conducător de joc. O aruncare peste Marinović, vine la recuperare Chris Cooper, care n-a traversat cea mai bună formă până acum în actuala ediție de campionat. Din păcate, Chris nu a fost atât de prolific pe partea ofensivă. Pe partea defensivă însă el a fost întotdeauna cel mai bun recuperator al nostru. Este de altfel într-un top 10 al recuperatorilor în Eurocup, atât din punct de vedere al mingilor câștigate sub panoul advers, recuperări ofensive, cât și al numărului total de recuperări. Sper că acest meci va fi tratat bine și Chris va avea posibilitatea de a-și intra în ring. Marinović acum pentru 3 puncte. În continuare, tabela rămâne nemodificată după 1 minut și 10 secunde din această partidă. Giulgenski conduce atacul pentru Timișoara, Kenneth Smith. Smith își caută un coechipier, îl găsește în cele din urmă pe Milenkovic. Acum Marinović se apără bine inițial, dar mai departe pirueta lui Giulgenski îl păcălește pe Marinović și primele puncte vin pentru optarul Timișoarei. Marinović, trebuie spus, este și cel mai bun marcator și cel mai bun pasator al Stelei în actuala ediție de campionat. Ikovlev aici încearcă să profite de avantajul înălțimii. Ikovlev, jucător care de obicei evoluează în spatele arcului de cerc, a simțit aici însă că poate juca la marginea spațiului de 3 secunde, avându-l pe Milenkovic în spate, mai mic decât el. Simte bine mismatch-ul Denis și are câteva mișcări de poziția 4. Am încercat să îl folosim mai mult în low post pentru a câștiga de acolo niște faulturi sau pentru a avea o pasă decisivă. Legat de echipa Timișoarei, am observat faptul că în afară de jucătorul american de Smith și de Milenkovic, în rest din primul 5 fac parte 3 basketbaliști noi pentru Timișoara, mai puțin noi pentru publicul iubitor de basket din România. Slobodan Dugeschi anul trecut juca la Metalaț în Liga Adriatică, el a trecut și pe la Gaz Metan Mediaș. De asemenea, Dali Borgiapa, cel care a fost în loturile mai multe accidentări de-a lungul carierei. Cât o reușită de 3 puncte pentru fiecare formație. Rașici pentru Steaua, urmată de răspunsul lui Kenneth Smith. Ratează Ikovlev aruncarea de sub panou, Geapa a recuperat. Iar acum Giulgenski pătrunde o minge scoasă în spatele arcului de cerc, acolo unde Ivan Jelenici preferă să calmeze. Din nou același Slobodan Giulgenski îl angajează pe Geapa. Geapa o pasă peste întreaga zonă, care ajunge la Smith, croșetează prin defensiva adversă. Jelenici pentru 3 puncte. S-a dus strâmb această aruncare și Titus Nicoar este cel care asigură recuperarea. Titus, cel mai bun recuperator al Stelei în campionat, are o medie de peste 7 mingi prinse în medie pe întâlnire, primește complet liber sub coș și scrie. Un ases frumos al lui Alexander Rasic. Experiența acestui jucător se vede în multe dintre fazele la care le participă. Chiar și fără minge citește jocul foarte bine și își ajută mult colegii. A început extraordinar partida jucată în Eurocup în urmă cu 3 zile de contra lui Banvit. Avea 19 din primele 23 de puncte ale Stelei. Un început bun acolo pentru voi. Din păcate, la Banvit știam că este o echipă foarte valoroasă, care are un proiect interesant despre care vom avea timp să vorbim în această
în această transmisiune. Banvitul vine după un sezon de Eurocup în care a atins semifinalele, o echipă foarte greu de învins pe teren propriu. Țin minte că în semifinale a câștigat și în fața lui Kimki Moscova. Banvitul a crescut constant încă din 1994, a investit în propria pepinieră, aproximativ 1 milion de euro merg către copii și juniori acolo, într-o sală care pare așa un fel de fabrică de carne, după cum ne arată și profilul companiei Banvit. Stau mai bine de 40-50 de basketbaliști, mulți dintre ei aduși din străinătate, și... am observat o echipă interesantă cu ceva jucători turci chiar din propria pepinieră. Ei bine, la Banvit am început bine, dar până la pauză am stat în doi marcatori, în Rasic și în Lee, de mai marcând niște puncte, Marinovic 3 puncte și Ikovlev 2, raportul final fiind unul catastrofal din acest punct de vedere, practic rezervele lor marcaseră 31 de puncte și ale noastre 8. A fost o recuperare spectaculoasă pentru Kenneth Smith după ratarea lui Titus Nicoară. Contraatac pentru Steaua. Rasic îl găsește pe Ikovlev liber la 3. Splash! E letal Ikovlev atunci când rămâne nemarcat la 6 metri și 75 de centimetri. Este un spot-up shooter care caută să-și dezvolte puțin jocul atât pe din afara semicercului. Se lucrează mai mult la demarcaje, la antrenamente și sperăm să... Îl vedem creându-și mai des propria aruncare. Aici comite prima sa greșeală personală după ce îl faultează pe Giurgerski, pe pătrundere pe care l-au avut în startul sezonului. Dragan Petricevici a ajuns să antreneze între timp echipa de fete a Clujului. În locul său a venit Milorad Perovici, un alt nume cunoscut în Liga Națională de Basket. E deja de multă vreme la noi. La CSM, la Cluj, la CSM București, la Cluj, Napoca. Da, vorbeam cu dumnealui mai devreme și mi-a explicat cât de ceva din situația prin care trece. Nu pot decât să le urez baftă și lui și lui Șone Marcu de secund, pentru că sper să aibă succes, de asta ținând foarte mult și situația începând cu luna ianuarie în Timișoara. Un fault aici de parte de minge, 10 la 7 scorul pentru Steaua cu 4 minute și 34 de secunde până la finalul primului sfert. Mă gândeam, Cosmin, că în această etapă în care și noi și Dinamo jucăm pe teren propriu, ne vom împărți iubitorii de basket echidistanți din București. Din păcate nu a fost cazul, pe noi ne urmăresc oamenii din fața laptopului. Dinamo, din păcate, și la ei acolo au fost probleme într-o sală recent construită, ceea ce este cu atât mai îngrijorător. Da, să mi se pare fabulos, ai o sală făcută în urmă cu doar câțiva ani și aceasta să nu primească acordul ISU. Nu e ca și cum s-a modificat ceva la sală sau s-a modificat ceva în legile României, e clar că a fost o problemă încă din momentul proiectării. Da, s-a modificat percepția în a citi acel regulament și în a-l aplica. Asta este cea mai mare problemă, pentru că toate țările au avut aprobare ISU, fără ea nu ar fi putut să găzduiască niciun fel de activități. Toate au avut, dar acum nu s-a mai citit, nu știu, pe verticală, pe orizontală, pe diagonală, nu mi-explic. Cert este că sportul suferă, este o din nou victimă colaterală și trebuie cumva să se rezolve acest lucru. Nu putem priva iubitorii de sport de una dintre puținele lor bucurii, aceea de a vedea un match live. Chris Cooper a înscris între timp pentru Steaua, tot el a faultat și a fost schimbat de Gerald Lee. De asemenea, pe teren la Steaua a intrat și capitanul echipei, Mihai Paul. Timișoara în ofensivă prin Geapa, care lasă mingea pentru conducătorul de joc, Slobodan Giurgerski. Încearcă o capcană Steaua, Geapa acum mai departe, dă drumul la această minge pentru Milenkovic. Geapa pentru 3 puncte, la recuperare vine Smith, care sare încă o dată foarte bine. Vensă o pasă Malia Marchiș, unul dintre cei 3 arbitri pentru această partidă, consideră batere de picior la Titus Nicoară. Ea împreună cu Ciprian Stoica și cu Dragoș Stan oficiază această confruntare. A fost un schimb de pase cu piciorul acolo, în interiorul spațiului de 3 secunde.
al nostru. Giungerski acum pentru Geapa. E interesant acest duel între el și Gerald Lee. Nu prea are low post, aruncă în general semidistanță, o mână bună, o mână moale și de la 3 puncte și de din apropierea inelului. Însă Lee a știut la faza precedentă să se ferească de contact și asta l-a incomodat pe Geapa, care a căutat impactul inițial, nu l-a simțit, s-a întors ulterior și a aruncat dezechilibrat. Aș vrea să fac o paranteză și să încep prin a invita pe suporterii noștri să ne fie alături în număr cât mai mare miercuri la confruntarea din cupele europene cu Aris Salonic. Biletele sunt deja în vânzare pe steaua.blt.ro, vor fi și la sala polivalentă în ziua meciului. Cred că avem nevoie de o mobilizare frumoasă, pentru că ultima impresie contează și ne dorim să ne luăm la revedere de la fani pentru acest sezon din Eurocup cu o victorie în fața grecilor. O formație care va veni la București împreună cu 200 de suporteri, aproximativ 200 de fani al lui Aris din Grecia, din Bulgaria, din Germania, din România. Au confirmat deja participarea și ne-au rugat să le rezervăm bilete într-un sector special destinat. Rașic între timp pentru 3 puncte, într-adevăr va fi ultima partidă jucată acasă de Steaua în Eurocup, miercuri, de la aceeași oră, 19:45 de minute, cum s-au desfășurat toate partidele jucate în sala polivalentă. Geapa sub panou, Lee se apără încă o dată bine, mai departe Geapa recuperează, dar e faul. Și 40 de secunde până la... Deja... Notate ale acestei confruntări. Bill Ames pentru Icovlev. Din nou cu spatele la coș, Icovlev, frumoasă această fentă și două puncte ușoare după ce l-a păcălit pe Slobodan Giungerski. A doua oară când văd dorința lui Icovlev de a juca aici cu spatele la coș. Este clar că îl avantajează în duelurile cu adversarii mai scunzi aceste contacte, acest gen de faze. Și este un jucător inteligent, are capacitatea de a-i face pe oponenții săi să sară la o fentă, iar apoi să se întoarcă pentru o finalizare cinstită cu panoul. Spuneam înainte de această etapă, Steaua cu 6 victorii și 2 înfrângeri, nu trebuie să ne luăm întotdeauna după clasament, mulți o fac. Și văd, să zicem, Steaua foarte jos, dar să nu uităm, Steaua are un meci mai puțin disputat, două meciuri mai puțin disputate. Și va fi și un al treilea, cel cu Sibiul, pe care ar fi trebuit să-l jucăm pe 7 decembrie, dar atunci vom fi în Podgorița pentru partida cu Budućnost, astfel că ne vom reprograma acest meci. Să facem o recapitulare a partidelor pe care Steaua le va disputa. Astfel, după acest meci cu Timișoara, partida de acasă de miercuri cu Aris, după care deplasare sâmbata viitoare la Oradea. Pe 16 decembrie vom juca la Podgorița cu Budućnost, ultimul meci din Eurocup, pe 19 la Galați, iar apoi o mică pauză până pe 28 decembrie, când acasă, sperăm, într-o sală arhiplină, vom găzdui Craiova, după care luna ianuarie urmată de retur, un meci cu Sibiul, iar apoi de două ori vom întâlni Clujul și Târgu Mureș. S-a dus bine de data asta Slobodan Giungerski, făcut sandwich între doi jucători ai Stelei, scoate foul-ul și două libere. E bine că a picat cu Oradea, în loc să picați cu Craiova ca să se reediteze întâmplarea de anul trecut cu acest sistem. În fine, nu știu dacă sunt cel mai în măsură să-mi dau cu părerea, dar mie mi se pare ciudat. Cu echipe pe care le elimini și pe care le poți întâlni după aceea iarăși în competiție. S-a întâmplat anul trecut cu Steaua, care a eliminat Mureșul. Exact, ulterior, fix în următoarea fază, a întâlnit tot Mureșul și de data aceasta Târgu Mureș a fost formația care a eliminat Steaua. Parcă e păcat de victoria aia pe care o obținusei după un meci superb cu prelungiri chiar aici în sala Mihai Viteazu. Și mai este o chestie, Cosmin, ar trebui să încercăm să facem evenimente frumoase din meciurile de basket, astfel că ideea de a avea o cupă a României pe sistemul Final Eight
care să se joace undeva în februarie, în martie, așa cum se desfășoară toate aceste competiții la nivel european, ar trebui să fie luată în considerare. Noi am mai propus-o, dar încă nu s-a vrut. Se vrea ca fiecare echipă participantă să joace această competiție. Totuși, cred că ar fi ceva atractiv, iar un oraș ar putea găzdui timp de 5 zile meciuri de basket, ceea ce ar însemna enorm pentru promovarea acestui sport în locația respectivă. Am scris mai devreme Gerald Lee pentru Steaua, ulterior pași la Dalibor Geapa. Steaua cu o diferență de 10 puncte în plus pe tabelă, cu 29,6 numărul 12. Până acum, pentru Steaua, cei mai buni marcatori sunt Rashid și Cooper, ambii câte pe care o lasă kilometrul de joc și kilometrul de atac de aproximativ 4 secunde. Lee se duce agresiv și înscrie încă o dată. Ultimele 10 la final pentru a nu mai da șansă la aruncare a lui Giungerski. Timișoara 11 în etapa cu numărul 11 din Liga Națională de Basket Masculin. Vorbeai despre program, Ionuț, multe deplasări, așadar fanii Stelei, dacă vor să-și mai vadă echipa la lucru, o pot face, cu excepția datei de 28 decembrie, când sperăm să existe și aprobarea ISU pentru a se juca pe teren propriu. O mai pot face așadar doar miercuri la meciul cu Aris Salonic, sau, dacă își doresc acest lucru, deplasări la Oradea sau la în Muntenegru. La Podgorița, da, am înțeles că este o climă mai prietenoasă decât la București. Nu ar fi rău. Noi, într-adevăr, vom turna ediția a doua a filmului BD la munte și la mare. O să ne deplasăm când colo, când colo, dar deja ne-am obișnuit. Cum să vă, acum glumind puțin, ne-ar scoate din ritm să jucăm o dată la 7 zile. Noi ne-am obișnuit să jucăm o dată la 3 zile și așa o vom face până în februarie, pe la jumătate, atunci când se încheie acest sezon regulat și intrăm în, pentru prima dată în sezonului, în care primele 6 echipe le vor oferi iubitorilor de basket niște meciuri foarte atractive. Mă uitam că etapa a început ieri cu două jocuri destul de interesante. O victorie a Mureșului acasă după un buzzer beater al lui Martinic în fața lui U Banca Transilvania. Și astfel doar Steaua și Oradea devin singurele echipe cu două înfrângeri. Oradea va disputa în această seară un meci la Sibiu, așa că va fi interesant și ce se va întâmpla acolo. Tot aseară a jucat Craiova pe teren propriu în fața echipei din Galați și a câștigat fără drept de apel. Mă uitam la Craiova, deja o echipă care a bifat 5 sau 6 modificări de când a început sezonul. Sincer, dacă la Timișoara este de înțeles, e un pic cam devreme pentru o schimbare de linii, dar dacă le iese și le merge jocul în continuare, bravo lor. Le merge, grație și lui Bogdan Popescu și Cătălin Burlacu, să spunem acest lucru. Bogdan Popescu, care începuse cu Timișoara sezonul. Începe sfertul secund cu 2 puncte. La Timișoara, până acum, n-a intrat Vuia din Subotici pe teren. El fiind cel mai bun marcator al echipei, e drept jucând doar de 3 etape la această formație. Are 21 de puncte pe meci. Mihai Paul acum. A avut ceva accidentări Subotici, nu știu cât de apt este pentru meciul de azi. 2 secunde din atac. Gerald Lee, o aruncare în ultima secundă, recuperează ofensiv Enes Marinović, liber la 3, bang! 3 puncte pentru Marinović. Și Steaua conduce 26-13. Pe Marinović nu trebuie să-l lași liber la 3 puncte. Uneori îți marchează și dacă te aperi la el. A avut astfel de reușite extraordinare și în Eurocup. Este pe primul loc atât la numărul de încercări de la 3 puncte în Eurocup, dar și pe 3 la cel al marcatorilor, numărul de coșuri marcate din afara semicercului. George, tot a doua oară, un pivot care sincer îmi place, un pivot de perspectivă, care ar trebui să se țină de treabă, fiindcă momentul lui va veni acest sezon cu toate. Și sincer, la calitățile fizice pe care le are la Naționala României, poate chiar la Eurobasketul pe care sperăm să-l organizăm în 2016. Ar fi culmea să-l organizăm și să nu existe aprobarea ISU ulterior pentru asta. Chiar ar fi interesant. Dar acum, sincer vorbind, dacă se întâmpla nenorocirea asta din colectiv înainte de finala Europa League,
nu știu cum să mai fi jucat acel meci pe stadionul Național Arena, fiindcă nici acesta nu a fost chiar cu actele la zi, cu analizele la zi. Ames acum, George tot în fața lui, Ames se duce agresiv, scoate la Chris Cooper, aruncare de la semidistanță, nu e neapărat punctul forte al lui Cooper să arunce din 0 grade de la o asemenea distanță. Și e faul făcut de Mihai Paul, un faul tactic pentru a opri contraatacul Timișoarei. Pentru Paul este prima greșeală personală. Până acum singurul jucător cu două de la Steaua este Denis Icovlev. Dificultăți la repunere pentru Timișoara, a ieșit în cele din urmă Ivan Jelenić. Jelenić cu Marinović lângă el, aruncare grea pentru Jelenić, pe care reușește totuși să o fructifice, apropiindu-și Timișoara la o diferență formată dintr-o singură cifră. Este 26-17. Mihai Paul. A înălțat Marinović pentru Ames, dar ia batere de 3 secunde. Nemulțumit Marco Marinović pentru această decizie. N-are rost să comentăm foarte mult. Probabil era în 3 secunde Bill Ames. Ames, ce părere ai până acum? E jucătorul pe care îl doreați, e foarte spectaculos. Dacă ne uităm însă peste statistica lui Bill până în momentul de față, nu este senzațională. 13 puncte pe meci, își face treaba, 6 recuperări. Vă așteptați, în sensul, vă așteptați la mai mult? Nu zic că nu e o statistică bună, să nu înțeleagă cineva greșit asta. Este un tip de jucător care, pe care trebuie, să, trebuie să-l pui în, în sistem pentru a da satisfacție maximă. El în ultimele 6-7 partide a avut evoluții bune, desigur în Eurocup unde nivelul este altul, iar jucătorii de poziția 4 pe care îi întâlnește sunt mult mai puternici. Nu poate face ceea ce reușește în Liga Națională. Este un basketbalist care îți aduce foarte multă energie în joc, ceea ce contează mult. Și meciul de la Târgu Jiu pe care l-am pierdut a consemnat un joc bun din partea sa, ne-a dus la 11 puncte avantaj și cred că dacă vom ști să-i fructificăm calitățile native pentru acest jucător, cum ar fi recuperarea ofensivă, defensivă, capacele, cred că ne va ajuta. Eu spun că statistica în momentul de față este una total neinteresantă, cel puțin pentru mine. Eu vreau să văd statistica echipei până în momentul în care ne vom pregăti să începem Final Four-ul Cupei României, unde ne dorim să ajungem după această dublă manșă cu Oradea, cât și play-off-ul. Atunci vom ști exact cine și-a făcut treaba, cine ar trebui să ofere mai mult. Deocamdată este prematur, iar Bill este un jucător care se achită de sarcini cu preponderență. Iar în campionat are și o medie mică de minute jucate, ceea ce probabil scade și mediile de puncte și de recuperări sub 19 minute pe meci. Desigur, pentru că cu el pe post este Titus Nicoară, principalul nostru jucător român, căruia de asemenea trebuie să-i acordăm un rol important, fiind arma numărul 1 în raport cu românii celorlalte echipe din campionatul nostru. De aceea Bill a mai prins minute și de poziția 3 câteodată. Giungerski a dat drumul la această minge pentru Relici, Pavle Relici, departe o pătrundere și o pasă sub panou la Kenneth Smith, care înscrie după o fentă frumoasă. Apropiind încă o dată Timișoara, sunt 8 puncte diferență între Steaua și Timișoara. Chris Cooper, angajat, s-a uitat spre Ames, n-a avut cum să-i paseze, o face acum și Bill Ames a încercat să se ducă pe dunk, faultat, însă mai devreme a fost și un super capac al lui Bill Ames la Jelenić, un fel de mesaj de genul, dacă nu vii agresiv, nu veni deloc, venise pe oferit acolo Jelenić, iar Ames a stins lumina în sala Mihai. Pentru el un procentaj bun la libere, să știi, la libere, la aruncările din 0 grade, punctele sare forte pe orice parchet.
72% mai precis în campionat, vorbim doar de Liga Națională pentru Bill Amis. Acum o minge care trece pe la Relici. Giungerski. Giungerski pasă excelent al lui Giungerski, ratează tot și foarte bine scoate mingea de pe Inel Cooper. Nu știu dacă intra, dar pentru mai multă siguranță Chris Cooper împinge mingea afară. Și astfel iată, coșul nu vine pentru Steaua și coș de 3 pentru Adi Roșu. Da, 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 l-am simțit înainte, chiar mă uitam la ceas și am constatat că nu-l văzusem implicat în nicio fază ofensivă. Iată acum Adi cum știe să speculeze orice spațiu liber. Are o mână bună acest jucător. El a fost, în timp ce Giurgenski va merge la linia de foul pentru două aruncări, una dintre surprizele pentru fanii Stelei. În momentul în care a fost anunțat transferul său, vine de la Miercurea Ciuc, fac și o rectificare, arbitrii au considerat că nu era pe aruncare conducătorul Timișoarei, va fi doar repunere de Supanov. Care au fost calitățile care l-au recomandat? De ce l-ați vrut la Steaua atât de mult? În primul rând, Cosmin, dacă vreți să facem un exercițiu de imaginație, spunem 5 jucători de poziția 3 români. Nu are rost să pierdem timpul acum. E foarte, evident, foarte greu. Foarte, foarte greu și Adi este unul dintre ei, unul de perspectivă, care a făcut parte și din lotul României la Universiada de la Kazan, acolo unde eu am fost prezent și l-am văzut. De asemenea, este tipul de basketbalist care face ce îi spune antrenorul și care își dorește să aibă o șansă. Noi i-am acordat-o, iar acum ține doar de el să o fructifice și să devină dintr-un jucător vasi cunoscut în peisajul basketului românesc, unul dintre românii de bază. Așa cum au făcut-o destul de mulți de-a lungul anilor. Mă refer aici, nu știu, la Cătălin Vlaicu, la Dani Popescu, Adi Guțoaia. Fault ofensiv la Chris Cooper, care s-a ajutat de braț în momentul în care încerca să-și ia poziția sub panou. 5 minute 25 de secunde până la finalul sfertului al doilea. Oarecare diferență și acum mi se pare un moment important în care trebuie să încerci să rămâi acolo în joc, să nu te mulțumești cu faptul că ok, vei de meciul cu Galați, care a fost cam la fel și nu este cazul să mai avem oscilații. Am avut destul de multe momente de apă. În ultima secundă a lui Pavle Reli. Moral pentru oaspeți. Rasic acum. La Smets, care a venit din Mihai Paul, pătrundere pe mâna până când Roșii Albaștri Nicoară. Aruncă. Icovlev. Decât atât nu se poate să ai om Timișoarei, care l-a lăsat tocmai la Timișoara. Un alt postură de ultim apărător al, da, e fără discuție sportivă, așadar dictată la, n-are pe nimeni în spate fiind fault în postură de plus posesia pentru adversar, liberă pe care 8 puncte marca. Și desigur cronica mea Basket Steaua, de asemenea pe site cu noi prin Facebook, Twitter, Instagram în fiecare zi și băguț de 1 decembrie i-a urat la mulți ani României. 10 dintre ei au câștigat de Moș Nicolae, suntem darnici, nu dăm noi. De Mihai Paul, 40-21. Dă drumul la această pe Dalibor Geapa, înapoi la Cătălin Pătrunde, aruncă la o, după care Gerald Lee se alege cu Denis Icovlev. Este liber pe Rasic, vrea tripla, o are din coșul Timișoarei și diferența crește la Bank, care trimite în familiile Rasic și Marin. Puștii lor nu-i vor vedea jucând punct acum și chiar îmi doresc să anumite părți ale jocului nostru. Am crezut că au fost și atâta lejeritate pentru că s-au deconectat. 5-a greșeală de echipă în acest aici.
și două libere pentru meci, încearcă să Steaua, vorbeai și despre celelalte meci dintre Craiova și Galați. Garda jos. Partide spectaculoase, excelent din punctul ăsta de vedere pentru Timișoara și acum Rasic conduce liber, ofensiv, dar și nou fără coș. Și revin Marinović și și 7 secunde până la finalul. Să spunem că la fault ofensiv, chiar dacă ești, primește geapa de la Maș liber de acolo. Secunde. Marinović. Excelentă pasă spre Gerald Lee, care ratează, vine fierul întârziat, dar e fault. Și Gerald Lee are o excursie la linia de libere pentru două aruncări. L-a prins cu spatele la această acțiune pe George Todd. Pasa, iar momentul în care s-a întors, a intrat în Gerald Lee. Lee, un jucător care a absentat Ionuț la primele meciuri din Eurocup, a și contat doar, foarte mult. Nu doar el, a avut tot timpul colegi, de altfel Steaua a avut acest sezon doar două partide și 5 antrenamente efectuate în formulă completă. Va Pani Barac, va Drăgușin, va Levi Siarto, acum chiar și Cooper și Gerald au avut probleme medicale. Sperăm ca în 2016 să fim mai feriți de aceste accidentări, care sincer nu ne-au lăsat să ne exprimăm la adevăratul potențial de-a lungul unei campanii europene foarte importante și împotriva unor echipe mult mai bune, unde speram cel puțin să avem întregul puzzle pe care l-am gândit piesă cu piesă, să-l avem la dispoziție și atunci să ne măsurăm cu adevărat forțele cu acești oponenți foarte puternici, mai experimentați, mai potenți din toate punctele de vedere, în primul rând financiar, vorbind rețetele unor cluburi precum Unix Kazan, unde joacă Langford, probabil printre top 10, să spunem, al celor mai bine plătiți basketbaliști din Europa, un fost câștigător al trofeului de cel mai bun marcator al Euroligii, pe vremea când juca la Maccabi Tel Aviv acum 2 ani, acum la Kazan. De asemenea și Trabzon și Banvit, chiar și Hari Salonic, cluburi cu tradiție și cu planuri mărețe pentru sezoanele în curs. Am scris din nou Rasic de la mare distanță, e în mare formă astăzi, lunetistul Stelei, 47 la 32 Petrișor pentru Relici, este abatere de pași la pornire și posesia revine pentru Steaua. Mai avem 46 de secunde, această primă repriză. Marinović pentru Nicoară, reprimește încă o dată Nicoară, mai departe pentru Rasic, care îl găsește pe Nicoară. Excelent, merge mingea la Steaua, roșu liber la 3 puncte, recuperează tot. A fost o fază la care mingea n-a atins pământul, însă a circulat excelent, destabilizând defensiva adversă și lăsându-l pe Adi Roșu într-o poziție excelentă. N-a intrat de data asta, dar, repet, schema a fost foarte bine pusă la punct. Aici e faul și geapa va avea două libere. Nu mai contează dacă a fost sau nu pe aruncare. Spuneam de ceva vreme, Steaua e în penalizare. Și va fi un timeout înainte de aceste două aruncări, după care Steaua va avea ultimul atac al reprizei întâi. Spuneam că pe bancă la Steaua sunt și Bogdan Popa, precum și George Darviș, și mi-aș dori ca ei să prindă parchetul astăzi, nu doar la încălzire. Desigur, întotdeauna asta depinde și de colegilor mai mari, care trebuie să-și facă treaba și să dezvolte o diferență consistentă și un joc bun, pentru că nu atât diferența contează, ci modul de exprimare al echipei, noi dorindu-ne să fim din ce în ce mai clari, mai exacti, mai preciși și mai ...16-17 ani, acum, nu la finalul meciului, când să zicem sunt 20-30 de puncte, meciul e terminat.
în momentul ăsta, când sunt 15 puncte, dar repet, orice se poate întâmpla, Timișoara poate recupera, să zicem. Când vedem un jucător precum Uță în Euroligă, precum Luka Jondić în Euroligă, intrând într-un astfel de moment în Liga Națională de Basket. Cred că discuția este foarte interesantă și o putem avea și după pauza mare. Cred că nu ține game plan-ul pe care fiecare antrenor îl are. Cred că fiecare care sunt meciurile în care poate încerca mai multe lucruri. Cred că în primul rând ține și de pregătirea pe care acel tânăr jucător o are înaintea fiecarei partide, pentru că haide să nu ne mai gândim la Apomova ca la un cadou. Fiecare jucător care intră trebuie să merite acest lucru și eu consider că, indiferent de naționalitate, de pașaport, acesta trebuie să fie principalul criteriu pentru orice basketbalist. Ultimele 8 secunde de prime reprize. Rasic. Excelentă pasă spre Marinović, care pătrunde, nu, a aruncat până la urmă și a scos faultul Marinović pe aruncare de 3. Este greșeala personală a lui Zoran Milenković, capitanul Timișoarei. Deci, o excursie la linia de libere pentru 3 aruncări. Și de obicei nu prea iartă Marco Marinović de aici, de la nivelul liniei de fault. Da, în general are o statistică bună la aruncările libere. Și poate să bifăm cele 50 de puncte la pauza mare. Chiar și eu îmi doresc să vedem din ce în ce mai mulți tineri jucători intrând pe parchet în Liga Națională în momente cheie, poate și să decide meciuri, dar cred că asta va mai trebui să mai așteptăm un an, doi, cu aceste reguli de jucători români și cu ceva tineri de perspectivă din urmă, poate va fi posibil. O ultimă șansă și pentru Timișoara în această primă repriză, aruncare în ultima secundă și n-a fost departe să intre lui Pavle Relic. Era etapa coșurilor în ultima secundă cu panoul din spate de Mureșieri. Este pauza așadar în sala Mihai Viteazu, 50-33 între Steaua, CSM Exim Bank și BC Timișoara.
Steaua CSM Exim Bank conduce BC Timișoara cu scorul de 50-33 după prima repriză, o partidă în care Alexander Rașić a fost în mare formă, 14 puncte până acum, cu 4 din 5 de la mare distanță, sunt de altfel toate aruncările pe care și le-a asumat din acțiune Rașić. Alte două puncte au venit de la nivelul liniei de fault, de partea cealaltă la BC Timișoara. Doi jucători cu câte 8 puncte, este vorba de Gianni Borgiapa și
Rasic, mai sunt Cooper și Marinovic, cu cât Cooper este lider, 5 mingi prinse până la posesie. În sfertul al treilea, Ikovlev este pregătit să introducă mingea în joc alături de el, Mihai Paul, Rasic, Cooper și Ames pe teren. Cei 5 oameni pe care îi aliniază la startul sfertului al treilea, Hristu și Apera. Rasic începe cu o aruncare de 3 ratată, recuperată de Timișoreni. A fost acolo Slobodan Giungerski, cel care a prins această minge. 4 din 6 Alexander Rasic până la momentul de față. Procentaje foarte bune. Să vedem cum începem acest meci. Timișoara este cu 5-ul de star, nu? Și cu un coș de la mare, mare distanță pe care îl izbutește Ivan Jelenici. Rasic acum pentru Cooper. Îl găsește pe Ikovlev. Denis Ikovlev, o minge pe care i-o suflă din spate Ivan Jelenici. Și este fault aici la Mihai Paul, sau abatere de picior, nu cred că e abatere de picior. Neatent Denis, ar putea aprofita mai mult aceste spații și să pătrundă. Are o pătrundere destul de puternică pe partea dreaptă și hop, out. Interesant. Shot in the pool? Da, e una dintre greșelile pe care le vezi foarte rar. Adică se poate întâmpla să paseze așa, dar măcar trebuie să ai prezența de spirit să dai la o parte, să nu lași mingea să-ți aterizeze în brațe. În fine, a fost o greșeală care aduce o nouă posesie pentru Steaua, cu Bill Ames încercând aruncarea de 3, recuperează ofensiv Mihai Paul. Ames pentru Cooper, se înalță, o pune alături și prinde în cele din urmă Ames, dar avem fault înainte pe urmărire. A pierdut un tempo Chris Cooper și a decolat mai greu de la sol. Are probleme, vorbeam cu el și anul trecut la Asesoft, același lucru, de aceste finalizări care trebuie să fie simple, mai ales la calitățile lui fizice. A ratat Mihai Paul, încerca și el o aruncare de la mare distanță. Steaua în continuare fără punct în acest start de repriză secundă. Smith pentru 2 puncte, nimic decât plasa pentru Kenneth Smith. L-am văzut și în pauză, să știi, are mână, chiar dacă este un jucător de talie, Kenneth Smith, nu poate fi lăsat liber acolo, marchează și de la mare distanță. Bill Ames pentru Cooper. Joacă 1 la 1 cu Geapa, aruncă dezechilibrat, a căutat faultul, a recuperat Kenneth Smith. Timișoara pe contraatac, e fault aici, să vedem dacă se dau și se dau 3 libere. Sunt 3 libere pe care le va executa Slobodan Giungerski. Amalia Marchiș a considerat că Giungerski era pe aruncare. Eu cred că Giungerski a fost aici inteligent să dea 3 libere la așa ceva. Pentru că și arbitrii de obicei își dau seama că ai auzit fluierul și ai aruncat de 3. N-avea nicio intenție să arunci pe 2 pași de la 8 metri când veneai pe contraatac, decât după ce ai simțit contactul. E, cred, acoperită de regulament decizia, dar, repet, rare ori am văzut să se dea 3 libere la așa ceva. Și Timișoara, iată, poate începe acest sfert cu numărul 3, apropiindu-se la o diferență formată dintr-o singură cifră. După ce erau 17 puncte la pauză, ar fi un parțial de 8 la 0 dacă Giungerski marchează și ultima liberă. Da. Crezi că aici a fost vorba de o intrare în repriza secundă cu multă relaxare? Este posibil, dar cred că, la fel ca și în prima repriză, am încercat să finalizăm de la 3 puncte, nu a intrat, ei n-au pedepsit, au avut aceste două aruncări mai grele, cea din spatele semicercului și chiar aici la Smith cu aruncare cu mâna în față. Trebuie să revenim, să fim mai atenți, acum avem noroc, Dungelski alunecă mingea lui Dungelski. Cooper în 3 secunde, excelentă pasă și Bill Ames abuzează inelul. A mers excelent de această dată desenul pe care l-a avut Steaua pentru faza ofensivă. 54 la 40, se reface ecartul de 14 puncte pe care 17 la pauză între cele două formații. Giungerski, o nouă aruncare de 3 a celuia și Jelenici, i-a intrat pe jumătate de data asta.
Mihai Paul pentru Rasic, Rasic pentru Ames, din nou Rasic, un blocaj fals al lui Cooper care a plecat bine de acolo, dar faultează ofensiv. Nu o să avem reluare, să vedem unde se afla Slobodan Đunđelski. La prima vedere mi s-a părut a fi în semicerc, așa că dacă era în semicerc chiar nu mai contează dacă se afla pe loc sau în mișcare, era tot faultul său. Aceasta a fost decizia arbitrilor. Avem mai multe discuții cu jucătorii noștri, întrucât suntem o echipă bună și o echipă mai experimentată. Trebuie să încercăm să trecem mai ușor peste asemenea greșeli. Arbitraje cu probleme vom mai întâlni. Nu este ceva intenționat. Se întâmplă mai ales în sezonul regulat. Trebuie să fim suficient de maturi încât să găsim soluția la ce facem imediat după aceea. Ames aproape să rămână fără minge. Este faultat în cele din urmă. De Milenković. La Milenković este la cea de-a patra greșeală personală în pericol. Să fie schimbat și asta face Milorad Perović. Îl scoate de pe teren pe Milenković. Îl scoate și pe Geapa. Îl introduce pe tot. Problemele cu greșelile personale sunt cele care îl scot. Roș pentru Ames, e liber la semidistanță. Nu. În general marchează de acolo. Cei care au dat mai târziu click pe transmisiunea noastră, să le reamintesc că își pot cumpăra bilete la meciul Steaua CSM Exim Bank Arena Salonit pentru miercuri, în polivalentă 19:45, de pe platforma online steaua.blt.ro. Am reușit chiar să facem și softul care permite alegerea directă a locului și tipărirea biletului electronic. Aici, din nou, Cooper are o acțiune bună, dar nefinalizată. Đunđelski îl găsește pe tot, care ratează și el de sub panou. A fost o aruncare contestată și de Ames și de Cooper și mai departe Smith faultează. Asta și-a și care a vrut să oprească un contraatac al Stelei ce se desfășura în superioritate numerică. Intră Lee, intră și Marinović. Poate să fie lung pentru Steaua, aruncare de treia lui a cincea oară azi de la mare distanță. Vedem, poate se anunță și un record. Rase și Marinović în general sunt finaliștii concursurilor de 3 puncte de la antrenamente. Da, bine, nu mă așteptam să fie Bill Ames, spre exemplu. Sunt doi jucători cu o mână extraordinară. Și două pase perfecte pentru Bill Ames. Viziunea lui Marinović deschide jocul pentru 59-42. S-a părut că a cerut schimbare Marinović. Bill mi s-a părut că a cerut schimbarea. Vedem. Acum a încercat Marco o pasă dintr-o bucată. Nu ne-am replicat. Și de data asta Adi Roșu. Îl vede pe Rasic. Acesta înalță mingea pentru Lee. Perfectă pasă spre Marinović. Merge bine mingea la Steaua. A refuzat aruncarea de 3 Ames. Și în cele din urmă Lee este faultat înainte de a se ridica pe aruncare. Coșul nu e valabil. Va fi repunere din lateral. Acumulează al patrulea faul de echipă. Da, Bill este obosit. Risipă de energie la fiecare meci. Dar totuși este interesant că și vorbeam și cu antrenorul Cristu Șapera, că nu poate duce un sfert întreg la capacitate maximă. Și nu din cauza pregătirii fizice, ci pur și simplu pentru că are probleme cu bază de stamină. Înscrie Gerald Lee. Mă gândesc că e și genul de jucător care îl știm, dă totul în momentul în care se află pe parchet. Nu e genul care să-și dozeze efortul, să se gândească, dom'le, hai să mai țin un pic, hai să nu fac aici sprint, că nu e chiar necesar să pot să o duc așa până la finalul sfertului. Mi se pare genul de jucător care dă tot ce are. Bill Ames, între timp George tot dă un cârlic de mână dreaptă prin care înscrie 2 puncte pentru Timișoara.
nici nu are o mare experiență Bilenici. Vorbeam cu el după ce a jucat în Cipru, a fost tentat să se lase de basket. Un an de zile nu a mai jucat la nivel profesionist, după care a revenit și bravo lui că a făcut-o. Îi stă mai bine pe terenul de basket decât la un birou lucrând în imobiliare. Poate că e mai tare aerul aici în România, sunt alte temperaturi pe care trebuie să le suporți. Cipru măcar, că acolo și acum sunt vreo 20 de grade la amiază. Giungerski a cerut atac lung, vine la blocaj Kenneth Smith. Giungerski îl are în față pe Titus Nicoară. Giungerski aruncă, foarte bine s-a apărat Titus și a împins mingea mai departe spre Adi Roșu. Marinović a realizat că nu poate să ducă acest contraatac la bun sfârșit și a preferat să transforme totul în pozițional pentru a nu risca o minge pierdută. Era liber pentru o secundă în vopsea Gerald Lee, n-a venit pasa, vine acum de la Marinović, Lee e blocat, a cerut fault, nu l-a primit. Oricum, genială pasa pe care a dat-o Marinović cu spatele la Lee, l-a simțit. Știe joaca, iată acum un nou asist. Aici e finalizare simplă pentru Titus Nicoară, care face 6 puncte în meciul de azi. Și e timeout, 63-46, 2 minute și 4 secunde până la finalul sfertului al treilea. Așadar, următorul meci pe care Steaua îl joacă pe teren propriu se va desfășura în sala polivalentă din capitală, miercuri, ora 19:45 de minute. Avem Steaua versus Aris Salonic, ultimul joc pentru Steaua în FIBA Eurocup, a doua competiție ca valoare de pe bătrânul continent. Fără FIBA, atenție la cât se războiesc. Da, corect. În, nu crea noi divergențe între FIBA Eurocup și Euro, doar, Eurocup, exact. Sub egida Euroligii, se pare că lucrurile nu stau deloc bine în negocierile dintre FIBA și Euroliga. La meciul cu Banvita a fost prezent și președintele FIBA, Turgai Demirel, dar se pare că fiecare o iau pe autostrăzi diferite, una a tradiției, aici referindu-mă la Euroliga, întrucât toate cele 11 mari puteri au semnat deja acordul pentru următorii 10 ani, în timp ce FIBA, având în spate, după cum se zvonește, suportul NBA-ului, pe ceea ce înseamnă marketing în primul rând, dar și o finanțare puternică, caută să implementeze ceea ce fotbalul a obținut cu Champions League. Așa se va și numi competiția de anul viitor. Rămâne de văzut însă dacă Euroliga va păstra și Eurocup-ul sau dacă va face acest pac cu diavolul între ghilimele, pentru că presiunile puse de FIBA sunt foarte mari și vor fi resimțite atât de cluburi cât și de federații, chiar și de arbitri. Vom vedea dacă cine va fi lăsat să joace sub culorile Euroligii. Liber la 3 puncte Kenneth Smith. Recuperează Titus Nicoară. Marinović. Nicoară pentru Adi Roșu. Gerald Lee înapoi la Marinović. 1 minut și jumătate până la finalul sfertului. Marinović scanează terenul, îl vede până la urmă pe Gerald Lee, îl vede încă o dată și Lee înscrie la capătul unei acțiuni în care Steaua a avut răbdare și a ales aruncarea exact la momentul oportun, aruncarea mai simplă în dauna celor câtorva faze la care se putea încerca, dar e drept forțat. O minge către coș, intercepție pentru Lee și imediat vine serviciu contra serviciu. Gerald Lee pentru Marco Marinović de această dată, mai rar ca Lee să dea pasa decisivă și Marinović să înscrie așa. De obicei se întâmplă, dar dacă Lee e angajat la marginea spațiului de 3 secunde și scoate pentru o aruncare de 3. Exact. Gerald s-a îmbunătățit în ultimii 2 ani de zile pasa din low post. El este un jucător cu o tehnică individuală remarcabilă în spațiul de 3 secunde, dar a trebuit să se ajusteze la tactica de double team pe care echipele adverse au folosit-o mai mereu, mai ales în România, de când el a venit, și a început să aibă și mai multe asisturi, atât pentru aruncător cât și pentru slasher. Ikovlev, o aruncare de 2 puncte, recuperează Kenneth Smith. Contraatac pentru Timișoara. Giungerski preferă să calmeze, este oprit cronometrul de atac, mai sunt 3 secunde din acest sfert. Giungerski pătrunde, aruncă dezechilibrat și așa se încheie actul.
67-48 pentru Steaua, CSM Exim Bank în meciul cu BC Timișoara, contând pentru etapa cu numărul 11 din Liga Națională de Basket. Un ultim sfert care începe de la o diferență aparent liniștitoare pentru voi, Ionuț. Mai puțin liniștitoare sunt accidentările pe care le avem și vreau să și vorbim puțin despre ele, întrucât știu că iubitorii de basket se uită la noi și special suporterii Stelei. Pani Baraj a recidivat după o accidentare suferită în luna august și mai puțin tratabilă. Și vedem pe Pani cât mai repede la antrenamente și meciuri. De asemenea, Levi Siarto a primit un șut prietenesc într-o zonă mai puțin plăcută de la Christopher Cooper, meciul cu Trabzon. Ne-a dat emoții foarte mari. Doctorii neavând feedback-uri prea fericite după ce l-au văzut. Acum însă se știe clar că vor urma cam două săptămâni și jumătate de repaus pentru Levi, după care el ar trebui să revină în regimul normal de antrenamente și meciuri. Ionuț Drăgușin are o micro ruptură musculară, dar cred că el va fi gata pentru săptămâna viitoare, meciul de la Oradea fiind unul foarte important pentru noi, mai ales după ce bihorenii ne-au învins pe teren propriu în prima etapă de sezon regulat. Deci e clar, la partida cu Aris Salonic, niciunul dintre Pani Baraj, Levi Siarto sau Ionuț Drăgușin nu se vor afla pe parchet. Șanse minime pentru Ionuț Drăgușin. Pani Baraj era unul dintre cei mai buni marcatori ai Stelei, este o absență importantă. S-a văzut imediat impactul pe care l-a adus Pani în momentul în care a venit la meciul cu Buducnost, da. Exact, din Eurocup. A fost prima partidă pe care a jucat-o în actualul sezon și a marcat atunci 11 puncte Pani Baraj și a ratat puține aruncări. Eficiența lui a fost cea care a contat în primul rând și cred că a fost factorul și o înfrângere la meciul respectiv. A fost partida la care Steaua a obținut a doua înfrângere în Eurocup. Sperăm să nu fie și ultima, sperăm să vină și cea de-a treia și vă reamintim că avem nevoie de dumneavoastră miercuri de la cercului al patrulea. Giungerski acum, Geapa revenit pe teren pentru startul ultimului act. În duel cu Nicoară, Geapa face pași. Nu? Manu, fault la Titus. Nu stă la bătaie până la final, dar cred că puteau să influiere și pași lui Geapa. Bine. Titus este un jucător fenomenal ca și instinct basketbalistic, ca și lectura a jocului. De a se poziționa. Bine, cu Geapa o încasezi destul de mult în momentul în care stai acolo la bătaie, că spune că n-a stat la bătaie până la final, adică contact, ba chiar pe asta se bazează Dalibor Geapa. Un fault făcut tactic de către Steaua. Schimbare la Timișoara. Revine pe parchet cu numărul 6 Ivan Jelenić. Giungerski repune pentru Kenneth Smith, o pasă incomodă pe care Smith totuși o recepționează, aruncă peste Titus Nicoară și înscrie. De data asta mâna lui Titus a fost jos și Kenneth Smith l-a pedepsit. Dar nu este rău acest jucător. El a fost adus ca un role player de către Dragan Petrecevic, primul antrenor al Timișoarei în acest sezon. Acum a rămas pentru că este o rampă de lansare pentru el, Timișoara. Ratează Titus Nicoară, aruncare de 3, dar recuperează ofensiv Chris Cooper. Va fi o nouă posesie pentru Steaua. Prima greșeală personală făcută de Slobodan Giungerski. Intră la Steaua, înapoi pe parchet Mihai Paul și Alexander Rasic. Ies Sikovlev și Marinović. Atac de 14 secunde pentru roșii albaștri. Mihai Paul. Cineva trebuie să taie acolo. La Mihai Paul. 8 secunde din atac. Paul pentru roșu. Rasic acum prin blocajul lui Cooper. A încercat să dea drumul la minge. Rasic s-a aprat bine, însă Geapa. Contraatac pentru Timișoreni. Pași clar. A
a contat mult în... Da, e nemulțumit geaba, dar n-are de ce să o facă. Au fost, chiar au fost aici pași la pornire și într-adevăr Adiroș este cel care l-a incomodat îndeajuns pe geaba, pentru că acesta nu poate bate mingea din prima. Chris Cooper. Doi oameni pe tine, cineva pentru că era cel mai departe de minge, dar a mers unde trebuie, pasa la Adi Roșu și Roșu mai departe l-a servit pe Rasic. Dacă ar fi fost Steaua Rangers, echipa de hockey, ar fi fost pasă decisivă și pentru Cooper. E basket, însă aici e pasă decisivă doar pentru Adi Roșu. Mihai Paul acum în postura de conducător de joc. Pick and roll cu Chris. Și ar trebui să fie sus cu ea. Recuperează Chris. Și mai bifează un assist. Asta îi va fi trecută lui, pasa asta decisivă după coșul marcat de către Titus Nicoară. Este supărat că nu vrea să intre. Trebuie să aibă răbdare, vine după o secetă a punctelor. Nu știu ce medie de puncte are Chris în campionat, cred că 6 puncte sau ceva. Dar este important ca el să se încadreze în sistemul echipei și ne ajute din ce în ce mai mult pe partea defensivă. 7 puncte pe meci, mai precis, este media lui Chris Cooper până acum în Liga Națională de Basket Masculin, în timp ce Dalibor Geapa înscrie pentru Timișoara. Ceva probleme la repunere pentru Mihai Paul, l-au lăsat singur acolo. Singur împotriva tuturor, exact. Deși nu jucăm sub podul grand. Pătrunde Mihai Paul pentru Adi Roșu, această pasă Chris Cooper la Rasic. Nicoară, Paul. 3 secunde din atac, trebuie să arunce Mihai Paul, atinge inelul și Titus Nicoara a fost aproape să facă ceea ce de multe ori realizează cu mare lejeritate, adică să recupereze ofensiv și să bage mingea în coșul ulterior. Mai departe este a treia greșeală personală a lui Mihai Paul, care nu și-a dorit altceva decât să oprească un contraatac al Timișoarei. Timeout cu 6 minute și 6 secunde până la final. Eu nu-ți voiam să întreb, e aproape de final această campanie din Eurocup, n-a ieșit cum vă așteptați, fără doar și poate, dar au existat și probleme, au existat accidentările în primul rând care au contat. Trăgând linie cu două meciuri înainte de final, e cu mult sub așteptări, este peste așteptări, care e planul pentru anul următor când îmi imaginez că vreți să participați din nou în această competiție? A fost o experiență utilă, vom vedea rezultatele ei în partea a doua a sezonului, mai ales în cea a doua fază a sezonului regulat, cât și în play-off. Din păcate, așa cum spuneam, accidentările ne-au privat de niște evoluții în formulă completă care să ne ajute să ne dăm seama exact de nivelul la care suntem ca și colectiv, însă au fost foarte multe părți pozitive. În primul rând s-au organizat primele meciuri internaționale în sala polivalentă, de basket mă refer, după mai bine de 20 de ani. Am văzut niște echipe foarte puternice, iar bucureștenii, după ce joci ani de zile într-o sală care nu încă mai mult de 600 de oameni, totuși și acei 2000 plus de oameni la meci înseamnă un plus pentru viitor și cred că aceste cifre, cât și atașamentul pe care oamenii l-au arătat față de Steaua în această campanie europeană, ne oferă speranțe. Cred că două victorii nu sunt puține, ținând cont că le-am făcut împotriva lui Budușnost, echipă care conduce clasamentul în Liga Adriatică. Eurocene și care joacă foarte, foarte bine și în Turcia. Am avut un meci de track în Kazan și nici acolo în formulă completă, fără Gerard Lee și fără Pani Balaj, care s-a lovit din nou în sfertul al doilea. De asemenea, un meci de poveste la Aris Salonic, fiind aproape de o victorie fabuloasă pe terenul grecilor. Cu Banvit, cred că lucrurile au fost destul de clare. Una peste alta, eu mă aștept la cel puțin încă o victorie și mă uitam astăzi pe clasamente. Sunt nume mari, nume grele, care au același record succes în frângeri ca și Steaua. Retu Vosritas, Hapoel Ierusalim, așa că nu trebuie să...
nu trebuie să dramatizăm și trebuie să luăm ce cel mai bun din această campanie. O recuperare ofensivă pentru Smith, Paul se apără bine, se dă însă posesie pentru Timișoara, deși Mihai Paul îi făcea semn lui Ciprian Stoica că mingea l-a atins ultima oară pe picior. Cu 5 minute și 24 de secunde până la final, așadar cam jumătate de sfert. Și a intrat între timp unul dintre jucătorii tineri despre care spuneai că ți-ai dorit să-i vezi jucând. Da, e de văzut, campion cu echipa de U18 anul trecut, antrenat de către Ionuț Băscoveanu și la Divizia B, un conducător de joc cu multă creativitate și sper să îi prindă bine aceste minute. Mihai Paul pentru Chris Cooper. Cooper în 3 secunde se întoarce, iese din nou mingea din coș, are 3 din 9 astăzi în acțiune Chris Cooper și Darvish faultează. Într-un moment în care Steaua însă era în penalizare și a dat seama imediat de greșeală, pentru că merge astfel Giungerski la linia de libere cu șansa de a ajunge la 11 puncte și de a apropia Timișoara la 19. Când 7 de secunde până la finalul acestui sfert cu numărul 4. Două din două de această dată pentru Giungerski, 6 din 8 în total la libere. Este schimbat de către Milorad Perovic, intră în locul său Zoran Milenkovic, cel care n-a mai evoluat de prin startul sfertului al treilea, de când a făcut cea de-a patra greșeală personală. Mihai Paul. Blocajul lui Chris Cooper, o pasă pentru Nicoară, Darvish liber la 3 puncte, nu ezită la recuperare. Este Kenneth Smith. Se repliază bine defensiva de tranziție a Stelei și nu lasă Timișoara să beneficieze de un contraatac. Geapa. Un duel cu Chris Cooper. Dalibor Geapa se întoarce, pasează și e pasă decisivă pentru cel mai bun marcator al Timișoarei. Are 12 puncte, acum și două pase decisive după această livrare perfectă a centrului echipei din Banat. Pătrunde Mihai Paul până la capăt, fără probleme, înscrie cele două puncte pentru Steaua. 4 minute până la final, 76-57. Kenneth Smith întoarce pentru Petrișor. Cătălin Petrișor la Geapa, vrea tripla. Recuperează ofensiv Timișorenii. Prin Milenkovic, mai rar. Da, s-a poziționat bine acolo Milenkovic, l-a prins cumva pe Mihai Paul în spatele său și a făcut blocajul defensiv. Mingea a sărit direct în brațele sale și astfel s-a ales cu recuperarea ofensivă. Revin Amos și Lee pe parchet la Steaua, dar asta se va întâmpla după un timeout pe care îl solicită Milorad Perovic. Ca să încheiem discuția de mai devreme, anul trecut erai președinte la CSU Asesov Ploiești, anul acesta manager la Steaua, poți să faci cel mai simplu o comparație. Ce a lipsit Stelei pentru a avea performanța Asesoftului din sezonul trecut și anume de a trece de grupa din care a făcut parte în Eurocup și a merge mai departe în grupele superioare ale competiției? Cred că oarecum mai bine facem asemănarea cu primul sezon al Asesoftului în Eurocup, primul din noua eră, adică cel de acum 2 ani de zile, când loturile erau cumva asemănătoare și pot să spun că și noi atunci am fost afectați de ghinion. Țineți minte accidentarea lui John T. Flowers, la fel am avut și în acest sezon la Steaua. Cred că trebuie să existe și noi la Ploiești am stat vreo 8 ani de zile pentru a bifa o calificare într-o fază superioară. Deși am participat în fiecare an, după 2005 am avut acel sezon de Eurocup 2007-2008 când am terminat la limită pe locul al patrulea și nu ne-am calificat la coșaveraj. Așa că trebuie să o luăm step by step. Echipa de anul trecut a Ploieștiului cred că este una unică în istoria modernă a basketului românesc și nu cred că va fi egalată curând ca și nume, valoare și, desigur, cota de piață a jucătorilor. Petrișor în ultima secundă de atac, Bill Amos.
face cea de-a patra recuperare. Mihai Paul, Paul pe mâna stângă, scoate contactul. Dacă aruncă ar fi avut două libere în momentul de față, s-a uitat pe pasă, timișorenii nu se află în penalizare, este de-abia a treia greșeală de echipă pentru BC Timișoara, dar este a cincea la Milenkovic, care în acest moment e eliminat din joc. Dacă ar fi făcut o aruncare Dungerski, nu? El a aruncat de la 3 puncte și a simțit bine momentul atunci. Așadar este repunere și Rasiș de acolo nu prea ratează. Da. Așa a venit perfect acea minge. ...78-57... 3 minute și 16 secunde până la final. Steaua cu numărul 7 în această ediție de campionat. Spuneam de la începutul meciului, pentru cei care nu sunt neapărat familiarizați cu sistemul din basket și se uită peste clasament, în primul rând contează înfrângerile, pentru că având meciuri mai puțin disputate vei fi mai jos în clasament, dar ulterior vei urca și dacă pierzi meciurile respective. Aici Darvish este faultat și scoate cea de-a patra greșeală de echipă la BC Timișoara, care intră în acest moment în penalizare. Schimbare la Steaua, intră Marco Marinović. Rasić. Repune Paul pentru Marinović. Blocajul lui Gerald Lee, Marinović pentru Darvish, o pasă interceptată de George Todd. Și mai departe George Todd pătrunde, dar Bill Ames spune nu de data asta și încă o dată tavanul se coboară în sala Mihai Viteazu, după ce Bill Ames reușește al doilea capac năucitor în meciul cu BC Timișoara. Sunt două libere acum pentru Gerald Lee, Timișoara în penalizare după cea de-a patra greșeală personală făcută și de către George Todd. Lee înscrie prima liberă, are în actualul sezon un procentaj slab la aruncările libere, 37% în campionat, dar nici n-a aruncat foarte mult. Cu siguranță dacă va ajunge mai des la nivelul de fault și o va face, pentru că va începe să evolueze mai mult, repet, a fost accidentat în startul sezonului. Îi va crește acest procentaj componentului naționalei Finlandei. Tot este aici faultat de Darvish și va beneficia și el de două aruncări libere, când mai sunt 2 minute și 10 secunde până la final, iar Steaua conduce la 23 de puncte. Așadar, urmează deplasări de acum înainte pentru Steaua, după meciul din Eurocup. Care sunt șansele ca în data de 28 decembrie, vorbim despre partida cu Sibiul, cu Craiova, să vedem sala cu spectatori, că asta este cel mai important, Ionuț? Da, sincer, noi facem toate eforturile și sperăm să ne bucurăm de public în meciul cu Oltenii. Dar, sincer, unele lucruri nu depinde de noi. Clubul de basket Steaua încearcă tot ce poate pentru a se ridica la standardele cerute de ISU. Darvish cu șansa de a marca două puncte, ratează prima aruncare. Spuneai și tu, unul dintre jucătorii de perspectivă ai Stelei, campion național cu echipa de sub 18 ani a clubului roșialbastru, după o finală, dacă nu greșesc, jucată la Cluj, câștigată cu un coș în ultima secundă cu panoul, că am tot vorbit despre meciul de ieri. Asta pentru Gianni Borgiapa. O minut și jumătate și nu pot să spun decât că aștept cu nerăbdare meciul de miercuri.
O ultimă confruntare jucată de Steaua așadar în sala polivalentă în actualul sezon de Eurocup, la care mi-ar plăcea să văd mai multă lume decât la partidele anterioare. Mi-ar plăcea să văd sala așa cum e la meciurile de handball jucate de către CSM București, pentru că acolo se umple, fie că e vorba de echipa de fete, fie că e vorba de echipa de băieți. Da, dar este vorba de tradiție, este vorba de o continuitate la nivel de Champions League. CSM-ul joacă de ani buni și ce putem să spunem? Sperăm să ajungem și noi la acel nivel de a juca cu 4-5 mii spectatori în polivalentă. Primul pas a fost făcut, măcar s-a jucat în acest an, nu fără succes, pentru că nu e ca și cum vedem o campanie lipsită de vreo victorie. Spuneai și tu, au fost două, poate vine și cea de-a treia, poate vine și cea de-a patra, ar fi super pentru Steaua să termine așa. Aici avem timeout cu 1 minut și 21 de secunde până la finalul partidei. Este 82-62 pentru Steaua CSM Exim Bank în meciul cu făcut. Cred că până la urmă ați făcut pentru ca lumea să se simtă bine la meciul respectiv, să nu vină doar la meciul de basket strict, să aibă parte și de alte lucruri despre care poate unii nu știu dacă n-au fost până acum în sala polivalentă, și anume câte un clip de prezentare, câte un concurs în pauză, câte un moment de distracție. Mascota Stelei, numită Wiggle, numită așa chiar de către unul dintre fanii Stelei, care a câștigat și un premiu. Dance, da, la capitolul entertainment am reușit să bifăm câteva puncte importante și mă bucur de acest fapt, pentru că fiecare partidă de Eurocup a reprezentat practic un eveniment în sine, de la promovare și până la pune în scenă totul. Cred că le-am dat oamenilor motive să ne placă, să le placă experiența de a avea meciurile de basket. Am încercat să ducem totul mai spre ocean. Și va fi și la meciul cu Aris Salonic, la fel, absolut, același lucru. Să nu se aștepte lumea să fie ca peste ocean când se ridică deodată Kanye West și cântă la o partidă. Deși poate n-ar fi rău în această perioadă, eu știu, tripleta Ștefan Bănică, Ștefan Hrușcă și Fuego, știu că e foarte la modă în perioada asta a sărbătorilor. Geapa sub panou, îi fură mingea Gerald Lee, contraatac cu Darvish, care își dă seama că era în inferioritate numerică, a preferat să calmeze, a pasat pentru Marinović, vrea tripla, o are și Darvish își trece în cont și pasa decisivă. Mă bucur de debutul lui Darvish. Data viitoare poate va veni și rândul lui Bogdan Popa și altor jucători din tăpinerea Stelei, Petrache, Iliescu, de ei depinde, au mult de muncă. 35 de secunde și jumătate până la final, 85-62 pentru Steaua. Petrișor, Darvish se apără bine, Petrișor lasă o minge pentru un Jelenić care a venit fără adversar, l-a uitat cineva acolo pe Ivan Jelenić, iar acum diferența între cronometrul de joc și cronometrul de atac este de aproximativ 5 secunde. Steaua trebuie să mai arunce așadar o dată până la finalul partidei. Darvish îl găsește pe Bill Ames. Ames în duel cu Geapa. Ames scoate pentru Gerald Lee, aruncă. Recuperează timișorenii, o ultimă șansă pentru ei, Jelenić de la centrul terenului. Și meciul se încheie cu scorul de 85-64 într-o partidă în care Alexander Rasic a fost cel mai bun marcator cu 24 de puncte. Steaua câștigă și obține cel de-al șaptelea succes în sezonul 2015-2016, rămânând una dintre echipele Ligii Naționale de Basket Masculin cu doar două înfrângeri în cea mai importantă coloană, acolo unde vrei să vezi cât mai puține. Sperăm să câștigăm toate meciurile până la finalul acestui an, cam asta ar fi obiectivul nostru pe plan intern și desigur un succes sau chiar două în Eurocup chiar nu ar strica pentru a încheia frumos o participare istorică pentru Steaua CSM Exim Bank. Vă așteptăm pe toți la sală, bilete pe steaua.blt.ro. Ar fi cazul să veniți pentru că meciul cu Aris merită o polivalentă cât mai plină, iar noi ne vom lupta pentru a vă oferi dumneavoastră momente de bucurie și un succes în fața grecilor.
Mulțumindu-l lui Ionuț Georgescu, managerul clubului Steaua CSM Exim Bank, pentru că a acceptat invitația de a fi alături de noi la microfonul Steaua TV. Eu, Cosmin Petrescu, vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați stat pe canalul Stelei de YouTube pentru atenție. Le mulțumim și tuturor celor care au făcut posibilă această transmisiune și am avut astfel posibilitatea să aducem în casele dumneavoastră un meci pe care ar fi trebuit să îl vedeți din tribune și v-ați fi dorit să îl vedeți din tribune. Încheiem aici această transmisiune de la sala Mihai Viteazu din Capitală. Eu sunt Cosmin Petrescu, rămâneți cu bine!